Selecția se desfășoară astăzi și mâine la centrul multifuncțional din Bănie. Angajatorul spaniol oferă 800 de locuri de muncă. Vorbim despre contracte de muncă sezoniere pe o perioadă de aproximativ 3 luni, data estimată de angajare fiind 15 februarie 2016. Având în vedere că selecția are loc la Craiova, a fost un număr mai mare de solicitanți în această perioadă la agenție? De la începutul acestui an am constatat o creștere a numărului solicitanților de locuri de muncă în străinătate care s-au adresat consilierului Eures din cadrul agenției, în special pentru aceste oferte din domeniul agricol. 450 de persoane s-au înscris la selecția pentru un loc de muncă la Cules de Căpșuni, în Spania. Cele mai multe sunt din zona Olteniei, dar au venit și din județe îndepărtate, precum Cluj sau Vrancea. Ce v-a întrebat angajatul? M-a întrebat că dacă am fost plecat, am zis că am fost plecat în Spania, Grecia, foarte mulți ani, 10 ani de Grecia și Germania, dar mai puțin. Nu, acolo în Germania am lucrat într-o fabrică de castraveți. Și v-a acceptat, ați primit deja contractul. Când o să plecați? Câte luni, pe 3 luni? Pe 3 luni, da. De unde sunteți? Din Olt, Slatina. Ați reușit, da? Da. Ați mai fost plecată? Da. Unde? În Italia. Ce ați muncit? Ca badant. În țară ați muncit vreodată? Da. Ca patiser. Și nu vă este teamă, nu vă este greu să plecați? Nu. Nu. Se merită? Eu zic că da. Pentru persoanele care vor să facă un bănuț grămadă. Nu avem multe alegeri. Câți ani ai? 19 ani. Ești foarte tânără. Ce liceu ai terminat? Liceul industrial din Curtea George și lemnul. Fabricarea produsului de lemn. Ai lucrat ceva în țară? Nu, niciodată. Și dacă ne trebuie experiență și nu avem, nu avem de unde să avem. Și ei nu înțeleg asta. Și este foarte greu pentru noi. Alegem să plecăm pentru că nu avem altă oportunitate, că altfel n-am plecat. Data estimată de angajare este 15 februarie, iar contractul de muncă se încheie pe o perioadă de aproximativ 3 luni.